Bine, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4. M-am decis ca pentru acest episod să mai joc cu familia aceea care am făcut modul acela cu sex, că tot am primit acel copyright, ca să zic așa, și o să ne mai jucăm cu ei, să vedem ce mai fac și ei. Mă sună și telefonul, dar e de la o aplicație, mă joc un joc Farmville Tropical. Nu mai știu cum naiba e cu o insulă, trebuie să-ți faci tu tot felul de nebunii. În fine, să trecem peste acest aspect și haideți să vedem ce se mai întâmplă aici cu cele două domnițe alu ăsta, cum naiba îl cheamă, Parker ăsta. Așa îl vedem aici în prim plan. Și o să-i mai punem să se distreze, că până la urmă ăsta este scopul lor ca și Playbills. O să-l pun pe mândruliță ăsta să plătească aici toate chestiile. Și bineînțeles că va face o comandă. Ăștia fiind foarte bogați, fac comandă de tot felul de hire service, de nebunii. Și hai să vedem despre ce este vorba aici. O să luăm o pizza, un pepperoni pizza. Așa, astea cred că sunt cele mai frumoase personaje care le-am eu în Sims. Adică și băiatul și cele două fete. Ok, și bineînțeles că vreau să mai fac o chestie. Poate va mai reuși să găsească pe cineva. O să le angajez și o femeie de servici, dar tare mie o să-i dau schedule. Nu, one. Adică să vină aceeași. Sper să nu vină vreo băbăciune sau ceva. Ok. Văd că la asta le cam este foame sau chestii de genul ăsta. Și asta se pune să gătească. Vrea să impresioneze. Ok. Știți că ideea era că astea două sunt îndrăgostite de ăsta și amândouă trebuie să-și împlinească plăcerile alături de acest Don Juan. A venit și pizza. Aia gătește degeaba. Take pizza. Și bineînțeles, dacă vă place acest episod și mai vreți episoade cu ei, nu uitați să dați și voi acolo un like. Thank you. Ce faci? Am crezut că o aruncă pe jos. Așa. Aici vreau să pun eu altă muzică, o să-i dăm Change Station și o să pun ceva mai romantic, stai să dăm Romance. Așa. Și o să dăm Take a Slice. Asta a muncit mult, săraca. Unde naiba pot să arunc eu asta de aici? Asta face foarte mult spor, după cum se poate. Dăm Clean Up și te vei duce și vei lua și tu o porție. Dar unde naiba o aruncă? Că nu avem un coș. Spală direct. Ok. Abia acum mi-a luat banii pentru pizza. Și ăstea nu e foame, nu e sete, nu nimic. Ok. Uitați aici camera unde s-a desfășurat acțiunea. Și pe baza lor am luat eu copyright-ul, firea ei să fie cu copyright-ul lor. Așa, romance, astea se au bine și ele între ele, ca să zic așa. Dar trebuie să aibă grijă. Așa, e ce mă? Ne convine. Bă, de ce ești, mă, supărată? Drifting Love. Și trebuie să avem grijă că ăștia când își fac treburile între ei trebuie să... Uite, cu asta sare bine. Cu asta nu prea. Ia uite-le alea naiba. Așa. M-aș fi gândit eu să dau o petrecere. Vreau să le iau un jacuzzi, ia stați. Că ăștia n-au și un jacuzzi aici, dar pentru chestia asta vreau să fie o casă de asta super extravagantă cu multe party-uri, toate nebuniile. Însă vreau să le fac undeva o piscină de asta. Sper că vă place casa asta care le-am făcut-o. Ceva mai așa, mai special. Hai să vedem unde ne pot să le pun eu. Hai să ne uităm prima oară aici, deci ăsta. Dacă îl pun aici undeva în spate, trebuie cumva și
pus o chestie să nu vadă lumea ce se întâmplă pe aici. În spate poți să intri și prin spate, mă, da. Da. Ciudat. Ei, pot să-l pună momentan, pentru că afară nu-i frig sau chestii de genul ăsta. Hai să vedem aici. O să pun cu un garduleț de ăsta. Dar nu că ăsta se vede prin el, ce naiba, trebuie un gar care să nu se vadă. Ori astea parcă sunt prea urâte, dar adică nu. Asta chiar ar merge. Să punem doar aici pe partea asta, că drumul e în partea asta, de aici n-au cum să vadă oamenii, să zicem. Adică al sim și ca să fiu mai explicit așa. Și o să punem pe jos. Așa. Ceva de genul ăsta, dar parcă aș pune... E, na, pisici acum să nu pot să pun acolo. N-am altă soluție decât să las așa aici, că na. Chiar nu am cum altă opțiune. Hai să facem puțin întuneric să vedem cum s-ar vedea. Văd că e destul de multă lumină aici. Însă aș putea pune încă ceva așa mai... Stai să văd dacă și găsesc ceea ce vreau eu. Pe... Oulu. Da, oricum nu se vede în partea aia acolo nimic. Sau nu știu, ceva flori astea. Vreau să fie un cadru foarte interesant aici. Uite așa. N-avem mai și noi niște lumânări ceva pe aici? Sau nu găsim, mai bine zis. Nu-mi plac astea de nicio culoare aici. Da, aș putea lăsa fără. Ha? Asta parcă prea rău luminează. Sau aș putea pune una în față aici, hai să zicem așa. Și o să le pun și un de asta, un castofon de asta, muzică. Că, na. Poate ori avea și ei nevoie. Ok. Iar tu, domnule, vei chema aici pe cineva, get in. Da, ce zice? Atena e trist pentru chestia asta. Băi, lasă-mă încolo. Hai, astea să se iubească aici în continuare. Ha, vedeți, v-am zis eu că astea s-au bine între ele aici cu iubirile și cu astea. Și asta vreau să fie. Să stea și cu ăla și cu astea cum ar veni. Bă, 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 trebuie să stai aici. Asta face fitness aici. Pot să-i pun căștile, dar vreau să-i dau set color. Red. Așa. Încă-i supărat săracul. Hai, 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 hai. Ia să vedem. Dacă reacți... Ia uite ale naiba. Oho. Hei, ia uite ale naiba și venit ăsta. Bă, treci mai aici că îmi strici toate... wait. Stai că nu mai poate acum, nu cred. Du-te și relaxează-te, stai acolo. Stai să-i dăm să stea poate așa stă mai mult. A, leba, ce a venit el repede. Nu, ce n-ai nebunit. Romance. Flirt. Dar de ce tot îi apare aia? N-ar trebui să apară. Ai, sictir. Stai că încerc de partea asta, la altă, dar nu cred că o să meargă. Nu crede, apare la asta la altă. Nu vreau să le stric relația. Apolo, ce ai să așa? Nu
N-am vrea să-i dau chestia aia să fie doar prete. Asta tot vine în coal, naiba, nu mai scap de el. Stai, suntem pentru cât timp? 23 de ore? Ai, nu cred, oameni. Trebuie să-i facem cumva să nu vadă când fac chestiile astea pe aici. Embrace. Hai, nu cred așa ceva. Du-te, frățioare, în sus și stai în pat aici, relaxează-te. Uite cu asta, hai. Dacă îi zice, vino cu repede. E rău că nu poți să mai pui tot felul de chestii, adică trebuie să fii foarte restrictiv acum când faci chestii de astea. Ce m-a refuzat? Really? Ce ne-ai asta, domnule? Ah. Las că-i trece lui, hai să stea astea două aici să-și vadă de treburile lor. Încă un embrace, hai că vreau să le dau first kiss și să fie cumva să le ascundem de ăsta când sunt fiecare cu el sau invers. Yeah. Perfect. Dacă îi acceptă floarea, e bine. Perfect. Leu, uitați-vă ce e aici. Deci am reușit acum să le iau pe astea două, să le fac aici treaba cum trebuie. Așa. Perfect. Și o să-i dau hu-hu with asta. Bai, deci nu cred. Nu cred. Și o să-i pun după aia să facă și cu asta treburi. Unde să băgă prințul? Semi-pur. Ești pe aici, domnule? Hai să-l punem să-și facă cu niște măști de astea de față. Ia să-i vedem, să-l vedem totuși pe asta aici. Bă, da, cu pălării în cap. Ale, naiba. E. Sper să nu vină ăla încoa. A pornit asta aici? Are bacă pe necați acolo. Ia uite ce... Și acum să vezi ce scoate aici. Ai, naiba. Ia, gata, acum. Aurea. Frumos, nu-i așa? Ce mai zici? Ce-și putea? Hai să... Da, nu, că nu vreau să-i dau să fie... gen prietena ei sau chestii de astea. Cel puțin nu momentan. Iar ăsta va chema... Bă, dar nu mai poate să cheme pe niciuna, mă, să-și facă și el treburile pe aici cu o domniță. Hai că astea sunt îndrăgostite până la Dumnezeu și înapoi. A, ce practicing? Seriously? Yeah. Deci cu astea am reușit acum. Să vedem și cu celelalte dacă reușim. Ia uite-le, naiba.
Stați că nu le mai am aici în prim plan să le văd și eu. Ia dar nu pot de șepcălia asta ale de... Stați că nu mai văd unde sunt acum. Vreau să le fac și o poză mai așa, dar nu prea mi iese că intră în casa asta. Aha, stai că aici așa, uite și-au pus astea în cap ale ne. Ia uite. Vreau să le prind așa într-o poziție mai interesantă. Așa ceva. Da, eu vreau să văd dacă poate să mai facă, spre exemplu, uite asta, care se înțelegea. Cred că asta. Hai să mergem acum sus la el, să vedem... Oh, merge! De ce apare la asta? Stai că să urcăm repede sus acum. Hai să se ducă pe asta. Dar trebuie să urmărim pe asta la altă, să nu facă vreo chestie. Și o să mai aducem pe aici tot felul de personaje, de chestii de genul ăsta, să fie o serie mai așa, mai... mai interesantă, ca să zic eu, cu, însă, totuși, cu toate puțin cenzura, așa, nu e și chiar. Ia, 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 unde se duce? Doar nu te duce sus. Uite, naiba, vine și ea repede. Să nu te prindă ursus. Ia. Ce are, bă? Nu poți să-l seduci pe ăsta? Trebuie să stăm cu ochii pe scări să nu urce asta. A, hai că se uită la televizor și a găsit de treabă. Romance, flirt. Oh, ulu, ce nebaia de... Nu, 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 ui, așa, da. Așa, așa, așa. Hai, întreabă-l dacă e singur, toate... Da, parcă nu cu asta, mă, cu cealaltă înseamnă că... Uite, asta are filiritul până în... Până la cer. Embrace, hai repede. Bă, dar nu-i apare aici odată. Hai odată. Exchange number. Hai să facă schimb de numere. Numai să limba de-aia cea din telefon. Așa, hai că aia stă să uită la televizor acolo. Alea gen, ele două fiind foarte bune prietene, dar vedeți voi? Așa, hai să-i dea pe aici. Dar nu-i apare aici, mă, ăsta. Hai. Hai că aia făcă-i cu minte acolo. Hai că de-a n-a luat ăsta la flori. Stai aici, stai aici. Ia uite bă, neba a plecat. Firei tu să fii. Dar asta poate să-i dea și el, ia să vedem romans, confex. Stai că urcă mai munța asta. Nu, 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 nu. Vino repede, bă, vino repede. Așa. Hai că stăm cu ochii pe aia până își face acolo treburile. Hai mă, spune ceva acolo. Aha, uite că le-a apărut chestia acolo. Așa, frăschis, hai. Hai că nu e și aia, nu auzi nimic. Și după aia o să încercăm, dacă vă place și vouă, în următorul episod să vedem dacă reușim să o cumpărăm și pe asta. Ia. Că nu-i apare aici. Stai că pe asta trebuie să o duc de aici, că nu-i bine deloc dacă stă pe aici. O pune în gen să uite și la un watch news, hai. Așa. Hai mă că trebuie să merg odată și odată. Embrace, așa, more choice, kiss. Hai, hai, hai.
Teama că nu-i apare odată. Ho, 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 ho. În hot tube. Ia să vedem dacă reușești. Stai că acum trebuie să stăm cu ochii pe asta la altă, că asta o să... Hii! Asta deja s-a ridicat în picioare, știi, simte ceva. Aolo, și o vedea, poate-i vede și pe geam pe aici. A, de fapt, ăsta îi place de ăla și asta s-a băgat și acum pe lipeala aici. Sper să nu-i vadă prin geam. Uite, acum ăștia la alții, ia uite. Da, cum naiba o să-i facă să-i pun așa, gen, într-o poziție mai interesantă vis-a-vis de ceilalți? A? A ieșit? Stai să mai fac o dată. Poza asta. Hop. That's right, baby. Așa. Ia uite, ia, unde vrea să se ducă? Dacă mai apare încă o dată, cred că e clar că se întâmplă ceva. Hai că e interesant, chiar o să mai fac episoade de genul ăsta. Da, o să mai aducem. Acum știți că o să trebuiască să sosească și bona sau asta de face curățenie. Poate o veni cineva interesant pentru asta. N-avem de unde știi. O să-i puneți să facă petreceri, tot felul de nebunii. Dar aștept și comentariile voastre. Dacă vreți episoade de-astea mai nebune. Ia urea. Ta-da! Știți ce o să fie greu? Ia, aholo, ce m-a spus. O să fie greu când trebuie să-i controlez pe ăștia să nu-și facă, să nu facă anumite lucruri. La niciunul o să dau, să devină... Însă aș putea face o chestie, să las însărcinată pe una și să vedem cum reacționează cealaltă să nu știe. Și după aia să o lăsăm și pe aia altă. A? Voi ce ziceți? Ia să-mi spuneți acolo în clipul, în secțiunea de comentarii. Sper să-și abțină chestiile astea între ei. Așa, perfect. Ia stai că vine asta. Kiss, v-am zis că nu-i bine. Că aia vine să sărute pe asta. Deci trebuie să avem grijă cum îi punem pe ăștia acum. Ia să vedem dacă îi dau acum în partea asta, ia să vedem. Passionate kiss. Asta trebuie să rămână pe aici să se învârtă. Dar cred că știi ce ar trebui să le iau? Ceva iarăși de fitness. Să facă și puțin fitness. Ia să vedem ce să pupă alea acolo. Ia uite ce să pupă alea. Deci bacul ăsta. Ba... Ia uite ce alergă la noi. Sper să-i treacă să nu mai facă chestii. Ar trebui să le pun și un calculator ceva. Da. Stai că... Aolo, stai că ăștia nu reușesc să lăsă să... Ia stai. O să dau acum romance și o să-i dau aici more choice. Kiss hand. Hai, repede, 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 repede. Ăștia trebuie să ascundă unul de alții. Gata, 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 gata. Pleacă, 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 pleacă. Pleacă. Pleacă de aici! Asta ce-i face? Oh, nu, de ce be jealous? Why? Pentru că nici n-a văzut măcar. Deci trebuie să fac cumva să-i feresc. Mamă, credeam că tot se ducea la asta. Hai să o mai punem pe aici să stea puțin swim here. Hai, hai, hai. Iar tu, domnul, așa. O să-i ofer o de asta. Așa, confess attraction. Cam scăzut la ăștia aici.
Cookies. Așa. Perfect. Și acum dacă o să dau pe asta. Ai mă, te-ai luat toate alea. Doamne, ce mă enervează când ia toate nebuniile. A, văd că s-au bine, da. Kiss. Nu cred. Da, păi haideți că o să vedem în următorul episod ce mai facem cu ei. Mai veniți și voi cu idei, dar eu v-am zis chestia că o să vină și femeia care face curățenie, menajera, și o să vedem cum arată și aceea. Poate ăsta se va îndrăgosti și de aia, nu știu. Și să-mi spuneți dacă mai vreți episoade cu această familie nebunatică. Însă până la un nou episod, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!